Consiliul Județean Hunedoara și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate vor transmite Ministerului Sănătății o documentație prin care se fundamentează necesitatea majorării tarifelor de spitalizare la singurele sanatorii de pneumoftiziologie din țară, respectiv cele din Brad și Giurgiu. Cele două spitale se confruntă cu probleme financiare în contextul în care din 2013 tariful de spitalizare pe zi a rămas neschimbat, în timp ce cerințele legislative au crescut gradual de la an la an, implicit crescând și cheltuielile. Atât conducerea Consiliului Județean, cât și cea a Casei Județene de Asigurări de Sănătate și-au manifestat deschiderea față de solicitarea managerilor celor două sanatorii hunedorene de a se corecta neajunsul.